Zap Riders, bine v-am găsit la un nou ATV vlog. Am revenit în sfârșit. Astăzi am zis că, na, totuși am ieșit la o ieșire așa mai scurtă de... așa, de relax. Stai, Alex, în care parte? Ia-i cu lumea coace. Că nu mai știu traseul cum o pot, așa că... găsim noi. Acum... facem o problemă de rând. Faci tu, Alex, o laie, nu faci nimic. Da? Mai totuși să mă duc. După cum ați văzut pe Instagram, pe TikTok, avem Lada pe CF-ul, în sfârșit. Le mulțumim celor de la ATV Motoshop, niște băieți foarte de treabă. Dacă aveți ceva de comandat, intrați fain frumos pe site. Sunt șanse cam 90% să comandați astăzi, dacă comandați de dimineață. Aici nu mă pot băga. Ba. Dacă comandați cam așa de dimineață, ziua următoare să fie comanda la voi și să vă faceți treaba. Au piese, accesorii, de toate. Pe site găsiți mai multe, au site-ul oricum e făcut fain, au instrucțiuni pentru piese, adică dacă îți cumperi ceva să știi unde vine pusă, fiecare șurub are codul lui, unde vine. Chiar mișto și ajută foarte, foarte mult dacă cumva sunteți la început de drum cu mecanica și cu ATV-urile și nu prea aveți habar că ce și cum. Da, eu aș vrea să ajung acolo, dar nu știu dacă e posibil asta. Cauciucurile nu mi-s făcute pentru off-road. Simt gropile astea un pic cam până în picat. Dar, na, ce să fac? Nu m-am gândit că ies la pădure sau așa, dar am zis că totuși să ies un pic să mai filmez, că pe asfalt vezi, da, nu mare ce. Aici e fain, te urci undeva sus, ți-ai băutura, un suc, o ceva, un energizant și îți vei liniște. Bă, frate, dar n-aș mai ieși.
și îmi pierd un mielul pe aici. Păi și cu cercel, are cercel. Aș încerca traseul de enduro să văd ce-i de el. Cum pare așa de rău? Adică mă gândesc oricum să facem. Aici e de enduro, de crotii, de motociclete. Nu-i prea de noi acum aici. Bă, n-am nicio surpriză în spate. Nu am. Nici în față. Nici în față, din fericire. Băgăm cablul de încărcare la cameră înapoi. Ne filmăm aici. Înapoi. Bă, de știam că e competiție, bă, mă băgam și eu, dar la TV-uri. Accelerația
că nu ai presiunea aerox făcută. Uite, frate, că nu-ți urcă de 2 lei. Vede deloc abrupt și de astea, dar e cam chiar nașpa rău de tot. Eu mă bag, mie nu mi-e neapărat așa de frică, dar acum am și lada pe spate și mult. S-a schimbat mult centru de greutate la ATV. Adică e cel puțin cu vreo 10 kg mai greu pe spate acum și se ridică mai repede de față. Plus că în lada am scule, am niște ulei, janta am niște scule, mai am una alta. Pentru că ATV-ul în viața de zi cu zi noi îl folosim pe post de mașină de lucru, cum ar veni. Sau, nu neapărat mașină de lucru, dar nu știu să o explic eu cum folosim noi ATV-ul. Nu, din păcate nu pot să ajung acolo sus. Nu. Îl folosim ca mașină mecanică, gen, hai de reparat o pompă, te-ai dus. Noi lucrăm în domeniul agricol, agricultură, legumicultură și noi irigăm legumele. No, mai trebuie făcut un schimb de ulei, nu o să te duci cu mașina. Dacă ai de pus benzină în pompe, te-ai dus cu ATV-ul. Ți-ai luat bidonul, te-ai dus. Așa. Partea nașpa la Lada asta e că, bine, la lăzi în general, că tot ce ai în ele cam se zbate acolo între viață și moarte, știți cum e. Da, nu mă mai bag pe aici, mă duc direct cu un traseu care... Nu știu. Pe aici am venit? Da, pe aici am venit. Recombinație, hai că revin când ajung pe traseul bun. Pot să fac urcare astea. Să văd dacă pornește cu spatele de aici. Da, merge, n-ai treabă. E crazy, Alex, astăzi. Care a făcut așa, place mie fără ladă. Hai, cum mai fac?
la TV-ul, ce ziceți voi? Ruta la de acolo. O să dispare el.
să se bucure Alex. No. Îi dau înapoi, frate, pe acolo și pe nicio bani nu știu rău. Tocoșate pe vlogul. Nu uitați, dacă v-a plăcut, nu uitați de minunatul like, share, un subscribe, să vadă și prietenii. Și până data viitoare, toate cele bune. Hai, v-am sucat. Și da, am rămas fără memorie la cameră și fără baterie. Acum nu știu cum de mai filmează, dar mai filmează încă 2-3 secunde și se închide. Așa că v-am sucat și toate cele bune.